Doamnelor, domnilor, bună seara! Acțiunile umanitare sunt adevărate surse de lumină în momente întunecate. Fiecare gest de bunătate, fiecare contribuție, de ce nu la o cauză nobilă, sau fiecare act de solidaritate conturează o lume mai bună. Pentru asta să știți că nu e nevoie de o zi specială, nu e nevoie de sărbători, trebuie doar un pic de empatie. Mai există oare așa ceva în vremurile pe care le trăim? Se pare că da. Sunt Cerasa Lamiu, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre o cauză nobilă, un maraton pentru o cauză nobilă. Invitații mei din această seară sunt asistent universitar doctor Adriana Cojocaru, medic primar, psihiatrie pediatrică, președinta Societății de Neurologie și Psihiatria Copilului și Adolescentului din România și kinetoterapeutul Alex Miu, master trainer, formator, antrenor de fitness. Mă bucur să vă văd, vă îmbrățișez pe amândoi. Bună ziua, și eu mă bucur și sunt onorată să particip la această emisiune, să fim împreună pentru o cauză nobilă, pentru a ajuta copiii din spital să aibă o ședere mai frumoasă, mai bună, să contribuie la creșterea calității vieții lor pe parcursul spitalizării. Da, e o emisiune în care chiar ne-am dorit să privească cât mai multe lume, pentru că implicit cei care ne urmăresc pot contribui și ei la această cauză nobilă. Adriana, eu îți mulțumesc din suflet, e prima ta emisiune la noi și așa în general prima. Prima, deci o premieră și pentru tine. Să n-ai emoții, pentru că noi suntem aici la o șuetă și dezbatem subiectul pe care ni l-am propus. Pe Alex îl cunoașteți mai de mult timp, este fiul meu, mă mândresc cu el, trebuie să spun și lucrul acesta. Dar acum revenind la subiectul nostru, în curând va avea loc acest maraton despre care vom vorbi. El se adresează Spitalului lui Surcanu, în speță secției de NPI, da? Și aș vrea, Adriana, să-mi spui ce înseamnă NPI, pentru că mulți confundă NPI cu ATI. Nu suntem foarte familiarizați cu acești termeni. Deci rimează foarte bine NPI, da. Cu ATI sunt total diferite. NPI, de fapt, este o prescurtare a neurologiei pediatrice și psihiatriei pediatrice sau neurologie și psihiatrie infantilă. În trecut erau împreună în neuropsihiatrie infantilă, apoi s-au despărțit în două specialități și, de fapt, sunt specialitățile care se ocupă cu diagnosticarea și tratarea copiilor și adolescenților care au o tulburare neurologică sau psihiatrică. De aici este prescurtarea NPI. Clinica NPI sau Clinica de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din Timișoara este în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copiii lui Surcanu și suntem onorați să avem alături pe fiul dumneavoastră, care s-a ocupat de organizarea acestui maraton pentru a strânge fonduri, și o să discutăm despre lucrul acesta. Sigur. Ca să ajutăm acești copii. Spuneam în descriere că numărul acestor copii cu diverse probleme neurologice, din nefericire, a crescut în ultimii ani. Care ar putea fi cauzele, Adriana? Da, au crescut numărul copiilor care sunt consultați și care sunt internați în clinicile de NPI din țară, nu doar din Timișoara. Cauzele sunt multiple. Cea mai mare creștere s-a constatat după pandemia COVID-19 datorită izolării sociale, închiderii școlii și participării online la ore, a regulilor care s-au impus în perioada respectivă, anxietății și fricii de a nu te îmbolnăvi tu sau un membru al familiei, retragerea copiilor, implicarea mai puțin în activități fizice, punerea în spatele unui ecran, socializarea mai mult online decât offline, continuând cu dependența de tehnologie, apoi de device-uri, telefoane, tablete, laptopuri și petrecerea timpul nelimitat. Uh-huh. Sunt copii care petrec chiar toată ziua în fața device-urilor și chiar mai frecventează școala, abandonul școlar. Alte cauze ar fi și acestea, că adresabilitatea este mai mare către psihiatrie, de exemplu. Nu mai există așa o mare stigmatizare când e vorba de a merge la un psiholog sau la un psihiatru.
medicii de familie și alți medici, inclusiv învățătorii, educatorii, profesorii, au început să conștientizeze importanța unui psiholog sau psihiatru și să identifice semnele precoce ale unor tulburări și atunci îi trimit pe copii mult mai repede să meargă către un specialist. Foarte mulți părinți vin și spun, m-a trimis doamna învățătoare, doamna profesoare, că au considerat că-și copilul nu este atent, nu stă așezat în bancă, deranjează orele, nu interacționează cu alți copii și atunci se adresează mult mai repede către specialist. Lipsa activităților fizice, creșterea stresului, care înainte nu era atât de mult stres și presiune pe un copil, acum este o presiune academică și se dorește din ce în ce mai mult să ai performanță, să ai note mari, să participi la mai multe olimpiade. Problemele familiare, divorțul care a explodat după pandemia COVID-19, neglijența, abuzurile emoționale, fizice, sexuale, consumul de droguri, care a crescut foarte mult în ultima perioadă și mă bucur că au început să fie campanii care să promoveze problemele pe care le întâmpinăm acum cu consumul de droguri, lipsa centrelor în care să fie tratați acești copii, accesul facil la consumul de droguri, chiar ieri am întrebat un adolescent care crede el că e problema și de ce a crescut atât de mult consumul de droguri în Timișoara, când era din Timișoara, și el a spus că accesul facil. Și ușor, faptul că pot să-și procure foarte ușor aceste substanțe și mă bucur că au început campanii de conștientizare a riscurilor, a consecințelor și să vadă cât mai multă lume cum arată de fapt un copil sau adolescent sau un adult consumator de droguri, cum se comportă și ce se întâmplă cu el și lupta pe care o ducem cu acești copii care sunt victime ale traficanților, de fapt, și victime poate și ale sistemului de protecție a copiilor, să spun așa, că nu pot fi ajutați, că nu avem centre în care să-i trimitem. Nu e suficient să stea internat la noi la spital sau să meargă în ambulator, să meargă la un psiholog în această luptă, pentru că ajung tot de unde au plecat. Nu e suficientă spitalizarea într-un spital de acuz cu subtemn noi, ar trebui să existe mai multe spitale de cronici pentru copii și adolescenți dependenți și centre special create pentru ei. Ei au nevoie de susținere, să stea internați o perioadă mai lungă de timp în care să vadă că există viață dincolo de droguri și că, de fapt, iluzia falsă pe care o au că consumul de droguri îi ajută, nu este bună, că e doar o iluzie și nu e o viață în care se trăiește. Am avut și noi de curând o dezbatere pe această temă și într-adevăr e o problemă foarte mare. Pomeneai la un moment dat de lipsa mișcării fizice. Alex, tu nu ești la prima acțiune de acest gen. Mă mândresc prin faptul că tu faci astfel de lucru. Care e motivația ta, de fapt? De ce acum ai ales NPU? În anii trecuți am încercat să facem acțiuni de caritate pentru toate ramurile sportive. După cum știm, sportul poate fi practicat în mai multe nișe, să zic așa, subdiviziuni. Sportul poate fi sport pentru toți, adică sport în care oamenii pur și simplu aleg să facă mișcare în timpul lor liber, dar nu au un obiectiv, să spunem, un concurs sau nu au un obiectiv clar definit. Există sport pentru persoane aflate în situații cu probleme sau nevoi speciale, sport de performanță, de înaltă performanță. Noi cumva am încercat în fiecare an să facem o acțiune mare în care să ajutăm o nișă. Acum 2 ani de zile am făcut o acțiune pentru copii din cadrul clubului de canotaj al Timișoarei, pentru a-i ajuta să, nu știu, să ducă un trai mai bun și ei la rândul lor și pentru a veni cu un plus, să zic așa, pentru ceea ce înseamnă antrenamente și sprijinul ăsta pe care puțini oameni îl conștientizează în ceea ce înseamnă sportul de performanță. Nu toată lumea face acest tip de sport, dar credeți-mă că sunt niște nevoi mai speciale pentru a face acest lucru. Ne mândrim foarte tare când îi vedem la televizor pe podium și poate chiar plângem cu ei la imn, dar nu știm ce înseamnă în spate. Și atunci, credeți-mă, e greu să ajungi la o anumită performanță neavând condițiile pe care, nu pe care le au oamenii din afară, ci condiții cât de cât optime.
Și eu venind din ramura asta sportivă, nu din canotaj, dar venind din un background sportiv, am zis hai să încerc să ajut oamenii în primă fază, să-i ajut pe ei. Anul trecut am făcut o acțiune tot de caritate pentru persoanele aflate în situații speciale. Uh-huh. Împreună cu prietena mea, Mădălina, cea care deține Asociația Special Medical Care din Arad, am făcut un eveniment pentru a ajuta oamenii să facă mișcare, dar oamenii aflați în fotoliu rulant sau oamenii care au o problemă locomotorie, motorie și așa mai departe. Mi-aduc aminte și au fost foarte mulți. Da, atunci chiar am strâns câteva sute bune de oameni și am venit cu ideea de a face atunci un eveniment în care să implicăm copiii, să organizăm un tip de traseu așa cu, mă rog, exatlon, numele popular cunoscut, dar este un traseu aplicativ cu obstacole sau cu tot felul de exerciții, iar atunci s-au strâns bănuți și bănuții au fost redirecționați pentru oamenii aflați în situația asta. Și anul ăsta a fost un an foarte încărcat pentru mine. Voiam neapărat să fac încă un eveniment spre a pune umărul la societate și la ce înseamnă, nu știu, sportul și ideea de a face sport cu oamenii din jur. Și de a mobiliza un pic din punctul meu de vedere și spiritul civic al oamenilor Este greu să fii vocal în vremurile noastre făcând lucruri, să zic eu, corect. Pentru că, vedeți, avem atât de multe exemple negative și atât de multe lucruri care ne distrag de la o acțiune cum ar fi asta de caritate, că până la urmă este o acțiune pe care o facem din suflet, este o muncă titanică în spate, poate oamenii care organizează maratoane sau concursuri știu ce înseamnă. Chiar discutam cu prieteni care organizează și îmi spuneau că sunt foarte mulți oameni în staff și multă lume în spate. Noi suntem doi, adică eu m-am ocupat de tot ce înseamnă parte de Timișoara, de la avize, primărie, poliție, de la căuta voluntari, garduri, Mădălina cu ce a putut de la Arad m-a ajutat și ea. Și împreună cumva am vrut să facem foarte tare, foarte tare cross-ul ăsta. Practic nu este un maraton, să se înțeleagă. Noi folosim termenul de maraton pentru că este mai uzual pentru oameni a înțelege că e ceva asociat cu alergarea. Toată lumea știe legenda maratonului. Dacă foloseam termenul de cross, poate nu era atât de popular. Maraton înseamnă că sunt distanțe mari. Maraton este o distanță de fond, 42 de kilometri, doar că noi vom folosi distanțe de 3, 5 și 10 kilometri. Acum am avut și norocul foarte mare să avem niște oameni lângă noi, care oamenii au spus ok, noi vă ajutăm, noi contribuim la ceea ce înseamnă cauza voastră. Sunt oameni care sunt administratori de firme, de construcții, de transport, de logistică, care s-au oferit să ne sponsorizeze financiar, nu pe noi, ci oamenii care vor alerga, în sensul în care fiecare om care se va înscrie la acest maraton sau la acest cross și va opta pentru o distanță de 3, 5 sau 10 km, va fi remunerat cu 1 euro per kilometru, dar banii vor fi direct livrați în contul spitalului pentru a face această cameră de terapie și de recuperare pentru copii. Ideea este că, acum vă dați seama, oamenii care vor veni să alerge, noi nu ne-am adresat sportivilor de performanță sau n-am făcut evenimentul ăsta nișat. Nu este un eveniment cu premii, nu este un eveniment în care contează atât de mult timpul pe care l-ai la final, ci contează să fii acolo, contează să pui umărul, pentru că eu sunt de acord că trăim niște vremuri în care poate nu avem toți posibilități financiare și atunci noi nu cerem bani. Noi pur și simplu vrem ca oamenii să vină să facă mișcare, iar contribuția lor, ce înseamnă o jumătate de oră de mers, alergare, cum o fi, pentru că nu se impune să alergi. Poți să vii să mergi, poți să vii cu copilul, poți să vii cu cățelul, poți să vii cu, nu știu, căruciorul. Ideea este să adunăm mai mulți oameni într-un loc, să conștientizeze că mișcarea, eu nu știu cum să pot explica ceva ce trăiesc. Dacă ați face sau dacă ați fi adepții unui stil de viață care implică în general sportul, dar nu vorbim de sport că, nu știu, mergi la sală, pentru că, na, practic asta e nișa mea și cu asta mă ocup, dar eu promovez ideea de sport făcut sănătos, bine și rațional însemnând să te ghidezi după niște aspecte logice în momentul când îl faci. Eu promovez ideea oricărui tip de sport motric, că îi spune volei, basket, handball, jogging, badminton, orice,
Pentru că, vedeți, corpul uman este asemănat unei mașinării foarte bine elaborate și foarte bine puse la punct, care și mașina aia are nevoie de mișcare. Dacă toată ziua stăm și toată ziua, nu știu, adoptăm o viață din asta sedentară în care mâncăm haotic, în care trăim haotic, în care totul merge pe fugă, nu cred că mai ajungem să ne bucurăm de noi și lucrul ăsta odată. Și ce poate fi mai frumos, nu știu, să ai lângă tine un, nu știu, un om de 50-60 de ani care vine cu soția și un copil de 10 ani sau un sportiv de performanță cu un om care are o muncă statică. Cumva întotdeauna mi-a plăcut ideea de a aduna multe contingente, de a aduna multe tipologii de oameni și de a-i pune să facă un lucru împreună. Mi se pare ceva senzațională treaba asta, că nu știu, cred că trăim niște vremuri în care suntem dezbinați din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al relațiilor dintre noi. Cred că, uite, cu chestia asta reușim să și ajutăm, să punem umărul unde este nevoie, dar să și cumva să ne unim, să conștientizăm că odată, să mai socializăm. Odată așa a fost, adică na, la noi la sport, noi cumva trăim altfel, suntem oameni de vestiar, avem relația asta interumană, dar văd și eu foarte multă lume vine la noi și cumva stimorați, nu mai vorbesc, nu sunt deschiși, nu comunică, au limitați din punct de vedere al bagajului și emoțional și lingvistic și cum o fi el, pentru că toată ziua stau ei cu ei. Exact ceea ce spune Adriana mai devreme, și tehnologia asta ne-a cam luat mințile, să spun așa. Nu mai socializează oamenii. Nu mai vorbesc între ei. La activitățile fizice și nu mai au stil de viață sănătos până la urmă. Păi nu mai departe, acum mă iert să te întreb. Uită-te pe o terasă, na, încă acum mai e vreme. În loc să stai să comunici, să bei un cafea, un suc, ești cu nasul un telefon. Toți care sunt în jur sunt cu nasul în telefoane. Inclusiv noi facem treaba asta pentru că ești împins de la spate. Nu că vrei neapărat, dar se creează niște automatisme pe care e ceva straniu, că te împinge să faci lucrul ăsta, nu știu, lumea, societatea în care trăim, că așa se întâmplă. Dacă iau telefonul în mână, cu siguranță, și mă uit pe el, am ore întregi zilnic de stat pe rețele de socializare. Și cum, nu știu, că mai și muncești, mai și când mănânci ai tendință. Eu personal asta fac și nu numai eu, văd exemple de prieteni de-ai mei, momentul când mănâncă cu telefonul în mână, mă uit la televizor cu telefonul în mână. Și ajuns să te simți mai confortabil cu telefonul în mână decât a socializa, da, și a interacționa, da, cu lângă tine altcineva. Da, acum, da, prin acțiunea pe care o facem, poate o jumătate de oră, nu știu, 45 de minute, o oră, cât o fi, facem o activitate motrică și lăsăm telefonele acasă. Deoparte. Da. Bun, după, cu siguranță facem selfie-uri, cu siguranță ne tragem în poze, cu siguranță să postăm, dar măcar încercăm cât putem să nu știu, să ne tragem de la treaba asta, de la viața asta așa, nu știu, chinuită într-un ecran. Tocmai asta, vezi că sunt foarte mulți tineri, foarte mulți copii care, uite, ajung în secțiile spitalelor tocmai din aceste cauze. Atunci trebuie conștientizat. Probabil ei fiind și copii, noi mai trăim și alte vremuri înainte, n-am fost atât, nu știu, n-am crescut cu telefoanele și n-am crescut așa. Atunci am mai văzut și viața dinainte, exact. Dar și pe noi ne-a prins din urmă treaba asta, că am mințit să spunem că nu e așa. Dar noi ne mai bucuram de un joc, de natură, de petrecerea timpului cu familia. Mulți copii nu mai fac lucrul acesta. Da, uite, vezi ce e foarte ciudat. E pleacă de la copii și până la cel mai în vârstă. Exact. Mărturisesc că tatăl meu și bunicul Alex are telefon, deci na, cu touch, așa, când nu înțelege ce mai vine și întreabă, deci totul e și el prins în zonă. Nu știu cât e de normal sau cât nu e normal, dar ideea e că mișcarea trebuie făcută și trebuie făcută bine, în sensul în care de-aia tot apar peste tot și spun, mă, mergeți la oameni care sunt specialiști în domeniu, nu contează ce profesorul, nu contează, mă refer din ce ramură face partea sportului, mergeți și faceți sport, pentru că este benefic. Cred că în pandemie, că tot aminteam mai devreme, cred că a fost un impact atât de mare asupra oamenilor când s-au văzut stând, efectiv au explodat tot ce înseamnă sporturi, mișcare făcută acasă. La noi cel puțin atât de dornic era lumea să facă mișcare, chiar și în living, chiar... Pentru că e paradoxal, ai toată libertatea să o faci în rest și când te vezi privat de ea, păi atunci te trezești că hai ce bine să facem sport. Nu e adevărat.
studenții care termină educație fizică și sport nu trebuie marginalizați. Nu trebuie să luăm, nu știu, să catalogăm un profesor că este un profesor de educație fizică și sport sau că este un profesor de, nu știu, limba și literatura română. Amândoi au făcut o facultate, dacă avem înclinații diferite, erau niște teorii în psihologie care practic susțineau treaba asta, că noi nu suntem din punct de vedere intelectual la fel. Există niște teorii a inteligenței multiple care susține treaba asta, că există mai multe tipuri de inteligență, că este inteligență lingvistică, inteligența științelor exacte, motrică și așa mai departe. Oamenii cumva au conștientizat că noi nu suntem la fel. Faptul că eu am un tip de inteligență motrică, sportivă, spre a-mi cunoaște corpul sau spre a dezvolta mișcări și nu știu, o altă persoană dezvoltă o inteligență, să zic, a științelor exacte și poate e foarte bun la calcule, deci foarte bun la a face sport, nu putem să judecăm omul după aceeași abilitate, pentru că suntem diferiți. Și atunci și oamenii ăștia care promovează ideea de sport, credeți-mă, nu sunt vagabonzi, nu sunt niște oameni fără școală, nu sunt niște oameni care n-au trecut prin băncile facultăților sau... Trebuie să înțelegem că sunt niște oameni care vin cu un bagaj de informație legate despre corpul nostru. De ce ar trebui să știu să calculez, să fac calcule sau să fac sau să vorbesc 7 limbi când eu nu sunt în stare să mă aplec să mă leg la șireturi? Care e beneficiul meu? Trăiesc în corpul ăsta de la, nu știu, frage de pârcie până la, nu, de prunc până când ajung la o anumită vârstă. Păi și atunci ce mă ajută? Că stau într-un scaun tot cocoșat, tot cârn, tot bolnav, cu o grămadă de patologii și o grămadă de boli, dar eu vorbesc 7 limbi străine și în momentul când ies pe stradă nu pot să merg 200 de metri. Eu, din punctul ăsta de vedere, am fost chiar puțin revoltat pe ce înseamnă societatea asta de a echilibra puțin balanța, pentru că peste tot, dacă vrei informație și vrei să înveți, ai din belșug. Deci oriunde te duce, la orice domeniu sau ce ai studia, eu cred că trebuie să venim... Și există, eu zic că există și pasiune. Uite, tu ești pasionat de treaba asta. Adriana e pasionată de meseria ei. Ți-a plăcut, acesta, nu? Da. De acolo foarte a plecat. Mult. Și mie mi-a plăcut conceptul de a îmbina mișcarea, sănătatea, cu a dona pentru sănătatea altora, să zic așa. Că de fapt participanții nu donează ei direct. Ei fac ceva pentru sănătatea lor. Și mentală, da, și fizică. Da. Că merg și aleargă și alte firme care au o inimă mare și doresc să contribuie, donează acei bănuți. Păi acum pentru ce mai caritabilă. Poți să spui? Ok, când faci un eveniment, indiferent cum ar fi el, acum în general maratoanele, crossurile au o taxă de participare. Pentru că, na, credeți-mă, oamenii cred că faci un cross sau faci un eveniment de genul ăsta și nu, na, totul e așa. Nu, totul costă. Adică de la adus scene, garduri, DJ, boxe, de adus, nu știu, voluntari care și ei la rândul lor trebuie să le, nu știu, cumpere o mâncare, trebuie să fie ok, oamenii te ajută, de la tricouri, de la medalii, diplome, toate lucrurile astea costă. Ok că oamenii înțeleg că e un eveniment caritabil și cumva pun și ei umărul și ajută, dar într-un maraton, de exemplu, sau în orice concurs îl veți organiza în viața asta de sport sau pentru a promova ideea de sport, toată logistica din spate costă, umblătură, na, e, lucrurile astea, oamenii, nu, adică cum să zic, nu e problema lor, nu, ei nu li se cere o taxă de participare la evenimentul ăsta, adică față de toate evenimentele la care și eu personal am participat și o grămadă de concursuri la care am fost, care fiind sportiv, exista o taxă de înscriere la marea parte din ele. Da, pe lângă asta, Alex, iartă-mă că te întrerup, pe lângă asta oamenii dacă vin și vor să doneze, n-au altă, să pot înscrie online din câte am înțeles? Deci, mai ieftin. Deci treaba este în felul următor. Oamenii care vor să se înscrie la acest eveniment pe care noi îl facem, dispun de un link. Atât în linkul respectiv, cât și pe afiș este un QR code pe care îl scanează cazul afișului sau linkul accesează și ei se înscriu. Acolo le apare un drive în care își scriu numele și aleg între variante de 3, 5 și 10 km. E, în momentul în care ei vin la eveniment sâmbătă dimineață și aleargă distanța pe care ei au optat să o alerge, acolo, de exemplu, dacă ei nu vor să alerge sau nu pot să alerge 5 sau se răzgândesc, vor să alerge 10, de la 10 să meargă la 3, nu e o problemă pentru că acolo la fața locului poate să ia startul la cele 3 probe.
Evenimentul va fi în 26 octombrie, sâmbătă. La 8 jumătate, de la 8 jumătate la 9 pot să se înscrie oamenii și fizic la fața locului. Iar la ora 9 va începe încălzirea cu toată lumea. La 9 și un sfert va fi startul primei probe, să zic așa, distanțe lungi, de 10 km. La 9 și 20, cele de a doua probă de 5 km și la 9 și 25, a treia de 3 km. Traseul nu este un traseu lung, este un traseu de 2 km, aproximativ 3, care practic se face o dată de două sau de trei ori în funcție de probe, se mai scurtează sau nu, ca oamenii să alerge cele, mă rog, să alerge kilometrii pe care noi am propus. Și atunci, ai venit, ai alergat, ai făcut mișcare și practic asta este contribuția ta pentru Spitalul Luis Turcanu. În cazul în care vrei să donezi în plus, vrei să, nu știu, față de ce ai făcut în alergare respectivă, și crezi că din puținul tău poți ajuta, se poate dona și la fața locului, se poate dona atât la fața locului cât și în numărul de în contul asociației cu care colaborăm pentru a face acest eveniment. Acum, ideea noastră este de a realiza această cameră de terapie, dar din ce am înțeles, spitalul mai are nevoie și de alte accesorii și de discutăm despre ele, da. Mă rog, care, dacă va fi ceva în plus față de cât ne-am propus noi, se vor redirecționa practic. Tot la spital ajung, tot acolo merg și practic se mai cumpără ce e nevoie. Mă rog, ce mai trebuie pentru spital, dar oamenii care vor dona trebuie să menționeze că donează pentru cauza, pentru Spitalul Isturcanu. În speță pentru o secție de neurologie și psihiatrie pediatrică, clinica da. NPI. Da, exact da. Cum e evenimentul, dacă scriu unde scrie, dacă pun în descrierea donației, așa acolo să ajungă. Cum contribuie practic acest eveniment, Adriana, la îmbunătățirea condițiilor copiilor internați? Da, prin strângerea aceasta de fonduri se va renova o sală pentru terapii și pentru recreerea copiilor, să zic așa. Pe parcursul internării să aibă o ședere mult mai plăcută la spital, să se simtă bine, să beneficieze de stimulare psihosenzorială, de terapii special concepute pentru ei, să fie o sală primitivă, primitoare, care da. să se simte ca acasă. Și va fi nevoie să fie dotată sala cu mobilier care trebuie să fie solid, să fie copii în siguranță, să nu aibă colțuri, trebuie să fie special gândit amenajarea sălii. De aceea designerul o să aibă un pic de muncă pentru amenajarea acestei săli. Cu condițiile speciale da, și nevoile lor sunt speciale, atunci sala va trebui să fie adaptată în așa fel încât să nu fie un pericol pentru copiii internați. Copiii având vârste între 0-18 ani sau chiar 20, până la 26 de ani, dacă mai sunt într-o formă de învățământ, dacă sunt la liceu și facultate și ne aduc o dovadă că frecventează o formă de învățământ. Pe lângă măsuțele care sunt necesare, dulăpioare, care la fel trebuie să fie calitative, să îndeplinească anumite standarde pentru a nu reprezenta un pericol, scaune, cărți, materiale educative, blocuri de desen, de pictură, da. Materiale din acestea rechizite, să le spun așa, va trebui să fie dotată cu jaluzele, cu parchet, până la 1,20 m, care să fie pe perete, televizoare pentru stimulare psihosenzorială, lămpi, efectiv o sală va fi complet modernizată, să spun așa. Pentru activitățile lor și pentru terapia. Și pentru terapii. Noi mai avem deja o sală și le mulțumim sponsorilor, amenajată și inaugurată anul trecut în decembrie, unde se desfășoară în momentul de față activități. Acea sală este la etajul 2, la secția de fete și acum dorim să modernizăm sala de la băieți. Prin donarea sponsorilor de anul trecut s-a modernizat o sală plus încă două săli de psihoterapie.
Avem și colaborări pentru a implica copiii în diferite activități. De exemplu, am avut un proiect cu Salvați Copiii prin comunitatea MOL, în care ei au făcut o poveste cu un șoricel, astfel încât să nu le mai fie la copii frică, teamă, anxietate de personalul medical, de procedurile medicale. Psihologii de la Salvați Copiii veneau la spital, făceau jocurile, povestea cu copiii internați pe secție, făceau psihoeducație cu părinții și îi învățau pe părinți cum să reacționeze și ce să facă ei, astfel încât să nu le mai fie frică la copii. Avem un proiect cu alți psihoterapeuți care vin și fac desen, pictură cu copiii, muzică, dans, diferite jocuri în funcție de vârste, pentru că fiind copii diferiți și jocurile sunt în funcție de vârste, proiecție de film, am avut și tehnologie VR, cu tehnologia virtuală, să vadă copiii cum se vede prin acei ochelari. Noi trebuie să înțelegem că, practic, acești copii sunt copii cu probleme. Adică, nu ca și când, Doamne ferește, ți-ai rupt o mână, te-ai dus la spital, ți-a pus un ghips, ai stat puțin și ai venit acasă. Deci ei au probleme și când vin și când pleacă, tot cu probleme vor fi. Și atunci, cât de cât, să încerci prin ceea ce faceți voi, cum ziceai, să le faci șederea mai ușoară, mai plăcută și de ce nu și să, atunci când vor merge din nou acasă, să meargă cu un bagaj în plus de cunoștințe. Da, pentru că noi prin aceste activități îi învățăm să își identifice emoțiile, să le regleze, îi ajutăm să fie stimulați cognitiv prin jocurile care se fac la noi la spital, prin activitățile recreative, care sunt, îi ajutăm și lingvistic. Că e o problemă și cu lucrul acesta, îi stimulăm din toate punctele de vedere. De aceea și sala, dacă ați văzut în videoclipul care este postat, sala este veselă, cu culori frumoase, dar să nu fie exagerate, să îi suprastimulăm pe copii, trebuie să fie un climat primitor, liniștit, în care ei să se simtă bine. Ce ne mai ajută stimularea și auditivă, și vizuală, și tactilă? De ce avem mai multe activități în funcție de patologii și de nevoile copiilor? Încercăm să lucrăm și pe traume, de ce avem mai mulți terapeuți care vin? Plus psihologii de la noi, de la spital. Și am avut o mare plăcere să avem studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, care au participat alături de terapeuții noștri la terapiile cu copiii, care au desenat, au colorat, s-au jucat cu copiii noștri, au privit și filmul, au discutat. Păi și uite, ne chiar bucurăm. Tot vorbeai de studenți și Alex spunea la un moment dat că a primit și el un ajutor, nu? Și de partea studenților de la, apropo, da, de legat. Atât studenților de la medicină, de la Universitatea de Medicină și Farmacie, cât și celor din partea celor de la UVT, asistență socială. Ne-au răspuns pozitiv și foarte, foarte prompt. Ajutăm, probabil oamenii, vedeți, oamenii care cumva au și văzut niște lucruri, înțeleg că e nevoie de ajutor. Dar și aici este o mare problemă că, în general, adică în ultimii ani, în ultimii, cred că 10-12 ani de când formez antrenor de fitness și mă căptuam tot plin prin țară, tot încercam să fac tot felul de evenimente de caritate diferite, nu știu, am fost la case de copii, am tot strâns de la, nu știu, de la acțiuni de a strânge Adidas, să zic, sau încălțăminte, până de a face evenimente în care am mers să facem sport cu copii. Tuturor le-am zis, nu este suficient să vii să donezi. Ok, donezi. Marea parte oamenilor probabil chiar donează din suflet și nu cred că o fac într-un scop, nu știu, chiar pur și simplu donează, dar este important să și vezi, este important să și înțelegi, este important să și cunoști, pentru că și studenților mei le-am spus tot timpul, în momentul când începeau cursurile de fitness, de ce vrei să practici meseria asta? Îmi place foarte mult să fac sport. Păi tu te faci sport, cine te oprește? Adică tu sportul faci pentru tine, dar în momentul când deja alegi să, nu știu, să te specializezi într-un domeniu în care tu poți face sport cu alți oameni, trebuie să ai o responsabilitate, în primul rând, pentru că lucrezi cu oameni și e important,
dar trebuie să și iubești omul. Adică nu poți să excelezi într-un domeniu în care practic, nu știu, modelul tău de lucru sau cu ceea ce te ocupi tu toată ziua sunt oamenii, dar tu nu iubești chestia asta. Și atunci îi duceam la tot felul de acțiuni de genul ăsta ca să înțeleagă și, nu știu, vedeau copiii la un orfelinat care în momentul când ajungeam acolo ne luau în brațe, ne pupau sau făceam mișcare cu ei și nu mai ne lăsau să plecăm. Atunci le întrebam, ok, acum de ce faci chestia asta? De ce vrei să faci mai departe meseria asta în care, uite, poți să bucuri un om prin prezența ta și prin cunoștințele tale, poți să aduci atât de multe satisfacții și atât de mult bine? Atunci oamenii care, și în cazul ăsta, oamenii care, acum e simplu să vorbim, stăm la televizor, vorbim, uite, facem aia, așa, se întâmplă, bun, dar mi-aș dori ca și după... Ce faci mai departe? Mi-aș dori după evenimentul ăsta, să știu câți oameni, nu știu, îmi scriu, Alex, ce s-a mai rezolvat cu camera de joacă? Nu ne-a arătat și nouă, uite, vrem să vedem o filmare, o ceva, o poză, pentru că asta trece, se uită, dar... Vrem să se și vadă ce s-a făcut, adică noi suntem foarte deschiși în a arăta oamenilor, atât noi cred că și spitalul n-ar avea o problemă, să se arate, uite aici camera, așa arată, uite așa s-a făcut, ok, nu au acces toată lumea, că nu poți să ai acces într-un etaj în care, mă rog, copiii cu măs și nu e atât de facil, dar efectiv o filmare, o ceva, uite asta s-a întâmplat și inclusiv asociația Mădălinei, este atât de transparentă încât fiecare om poate să verifice oricând sursa banilor. Păi dacă se pune problema de multe ori că... Nu avem o problemă, adică credeți-mă, multă lume am cunoscut și în decursul anilor am făcut o grămadă de acțiuni din care am rămas și cu un gust amar, credeți-mă, că n-aș vrea să vă mint, pentru că ne-am îndreptat spre niște oameni care noi am crezut că îi putem ajuta și ne primesc cu brațele deschise și n-a fost așa. Adică nu vreau să, cum să zic, să divulg anumite lucruri pentru că au trecut, nu a fost frumos, până la urmă le-am gestionat în așa fel noi încât toate lucrurile au ajuns, nu a trebuit să ajungă, dar ne-am lovit de oameni care ne-au pus piedici, să zic, dar acum noi chiar ne dorim, uitați, vedeți, uitați-vă, votați asociația, vedeți despre ce e vorba, vedeți ce acțiuni au făcut până acum, vedeți cât de implicați sunt în ce înseamnă domeniul ăsta de a ajuta și... puteți verifica și sursa banilor și unde se duc banii și noi nu avem o problemă pentru că până la urmă lucrul ăsta chiar îl facem pentru spital, adică. Și concret, da. Adriana spunea unde se vor duce aceste fonduri, da. Și în mod sigur la un moment dat vom avea posibilitatea, exact, să intrăm și în posesia, da, unor... Va fi inaugurarea sălii, vor fi poze puse și online pe rețele de socializare. Se va da, mă gândesc, un comunicat de presă legat de cum au fost cheltuite aceste fonduri. Aș dori să subliniez faptul că investiția este mare, pentru că ceea ce se cumpără e mai personalizat, spun așa. Da. Adică nu cumpărăm o masă și o punem acolo și asta este. Deci va trebui să îndeplinească anumite condiții, repet, să fie copiii în siguranță și protejați. Și să ținem cont de faptul că avem și copii cu manifestări comportamentale și noi, sau cu întârzieri mentale, și noi când amenajăm această sală ne gândim la ei și încercăm să nu-și facă rău în această sală de terapie. De aceea designerul va avea un pic de lucru, dar și fondurile vor fi un pic mai mari, cheltuielile, să zic așa. Iar jocurile care vor fi achiziționate vor fi în funcție de vârstă, de la jocuri de societate, la Montessori, jocuri pe etape de vârstă, de dezvoltare psihomotorie, psihosenzorială și cărți de dezvoltare personală, cărți de povești, cărți, chiar și manuale, care am primit data trecută. Ție împreună cu Mădălina, vouă, de fapt, cum a venit această idee de a ajuta acești copii? Păi, cei ce au făcut anul trecut camera de terapie, prima cameră, Vali și tot apropiați de ai noștri, ne-au semnalat că e mai nevoie de încă una. Am fost la fața locului, am văzut despre ce e vorba, am zis ok, o putem face și am dat de oamenii ăștia pe care avem în spate, de sponsorii noștri, care au spus noi vă susținem, venim, facem, nicio problemă, dar cum mai să facem? Ok, noi vă dăm ce trebuie să vă dăm pentru cameră, dar
cum am putea să facem lucrul ăsta, să și facem un eveniment sportiv sau poți să legi lucrul ăsta de nișa ta în care să ajuți și oamenii să facă mișcare sau să conștientizeze importanța mișcării sau... Am zis, da, perfect, facem un maraton. Facem o alergare în care, uite, eu vă propun lucrul ăsta, dacă voi vreți să fiți deschiși, uite, vedem, facem o asociere între suma pe care voi ne-o dați și, nu știu, eu mă angajez să vă aduc oameni, adică să aduc oameni să facă mișcare. Și atunci oamenii nu mai vor fi, nu știu, nu mai vor avea teama aia sau teamă, mă rog, nu mai vor... Suspiciunea, că uite, mă duc și poate din puținul meu dau cuiva și ajunge... de fapt ajungi unde nu trebuie. Nu trebuie să dai nimic, chiar nu mai dai nimic. Dar dacă nici nu vii să faci mișcare, dacă nici așa nu conștientizezi că ajuți, nu știu cum ai putea altfel, adică ce s-ar mai putea întâmpla? Nici trebuie să faci ceva. Eu asta am învățat. În viața asta, dacă te implici în a avea ceva sau unde muncești, acolo se vede. Dacă muncești undeva, se va vedea. Ok, eu vreau munca ta o jumătate de oră, dacă îți pasă de oamenii din jur. Pentru că așa, vocali, suntem toți pe internet, intrăm pe rețele și acolo tot comentăm și spunem, ai săraci, uite, iarnă, ce-or pățit ăia la lui Sturcanu, mă rog, nu poate NPI-ul. Hai să trimitem pături și ne plângem în comentarii, dar practic tu ce ai făcut? Stimă oamenilor care într-adevăr și respect celor care chiar au făcut, s-au dus acolo cu un aliment, cu o pătură, cu ceva, dar restul care suntem, ce facem? Atunci, băi, hai să luăm puțin inițiativă, vrei o societate mai bună? Hai să ne implicăm, hai să facem, hai să tragem un pic, toți suntem obosiți și toți avem probleme și toți avem o grămadă de lucruri pe cap și vrem să, nu știu, să avem timpul nostru liber și sâmbătă, de ce să nu fie liber? Că putem să mergem, nu știu, sâmbătă la un grătar sau să stăm cu, nu știu, o sticlă de vin în față. Putem să facem asta. Băi, dar odată la, nu știu, la 2-3 săptămâni, băi, fă o acțiune, du-te, uite, fă o mișcare și ai ajutat. Și atunci poți să-mi spui, da, mă, uite, și eu am contribuit la acțiunea pe care voi ați făcut-o și atunci și eu la rândul meu o să-ți spun, da, într-adevăr, așa este, ai dreptul să comentezi, ai dreptul să spui orice, ai dreptul să, nu știu, să-ți dai cu părerea, dar atâta timp cât nu faci nimic, de ce tot atâta trebuie să existe lucrul ăsta, răutatea asta? Pentru că suntem o societate dezbinată, din păcate, și foarte greu ne mai adunăm. Oamenii s-au înrăit, deci chiar oamenii s-au înrăit. Hai cumva să, nu știu, totdeauna... Mi-a plăcut ideea să, nu știu, să ne evaluăm corect ca oameni. Băi, atâta pot, ăsta și eu, nu știu, nu putem să avem niște pretenții exagerate că noi nu facem nimic, zic eu. Și atunci, dacă, uite, ați venit 1000 de oameni care vin să alerge, nu știu, zic, momentul când Adriana o să vină la eveniment și o să se uite la 1000 de oameni, o să zică, bă, contăm ca spital, exact. Contăm ca și muncă, contăm și noi n-am făcut facultatea aia degeaba și noi munca noastră zilnică, nu este, nu știu, în data X a lunii ne luăm fluturașul de salar și aia îi. Uite, ne vede societatea că facem ceva. Uite, chiar uite, un caz, vă dau, nu știu dacă o să-l zic, că n-am de ce să nu-l zic, omul cu medaliile. Băiatul cu medaliile, un băiat deosebit, Marius, care mi-a zis în felul următor, îți facem medalii, avem nevoie de atâtea medalii, vrem să le descripționăm așa, cu maraton, cu așa. Eu zic, da, cu mare drag, vă ajut. Zic, bine, dar uite, n-am știți că da, noi acum avem cine știe ce fonduri. Eu știu ce înseamnă costul unei medalii, pentru că un cost de producție, materialul. Și a zis, mă, uite, pentru voi, uite, și eu pun numărul la cauza voastră și eu fac asta pentru că eu am avut copilul acolo internat cu o problemă acum nu știu cât timp și oamenii de acolo mi-au salvat copilul. Da. Și dacă ne uităm în jur, foarte mulți dintre cunoscuții noștri au un copil care are nevoie de intervenția unui neurolog, unui psihiatru sau un psiholog. Așa, dacă ne uităm printre prieteni, vecini, rude, constatăm că adresabilitatea e mai mare și că mai mulți copii au nevoie de sprijin. Și aș mai adăuga faptul că de-a lungul anului, din decembrie până acum, cei care au trecut prin spital și au fost internați au observat sala de la fete, cei care au fost la fete, că la băieți nu este, modernizată momentan și s-au putut juca cu jocurile de acolo, au putut să lectureze, să se joace. Bineînțeles că mai sunt copii care pleacă cu cartea acasă, că nu putem să le luăm cartea, să zicem asta, am primit o donație pentru această sală, nu pleci cu ea. Mai sunt care plâng după o jucărie și atunci o parte dintre ele s-au mai dat din sală, dar
Da, până la urmă donezi unui copil. De asta adică... zic, da, să nu se aștepte lumea că e intact, ce o să vină, o să rămână dintre materialele consumabile, mă refer. Da. Sala, mobila o să rămână, sala. Da. Deci, eu am văzut sala personal, sala ce au făcut oamenii. Și dacă ați văzut, pe pereți avem dulapuri unde sunt materialele puse și cele două săli de lângă sala cea mare, unde se face psihoterapia și acolo e la fel dulăpioare, unde avem diferite lucruri puse. Am primit chiar și câte o inimă, câte o un tablou, câte o iconiță de la biserică. Mm-hmm. Am avut și simțirea sălii. Da, vorbim totuși de copii cu nevoi speciale și asta trebuie să înțeleagă, pentru că munca pe care voi o depuneți nu este una ușoară. Deci una e să vorbești cu un copil sau cu un om care înțelege și una e să porți o discuție cu copil cu astfel de probleme. Cam câți oameni sunt până acum în scris? Astăzi erau undeva la 700 și ceva. Mai devreme am uitat în mediu, doar în mediul online, tot ce se înscrie la fața locului. Nu avem un număr fix. Adică dar poate să vină oricine până la urmă, nu oricine, contează vârsta, nu contează... Nu contează condiția fizică, nu contează... M-au sunat oameni, vă zic, prieteni apropiați de la sportivi de înaltă performanță, până la oameni care nu au făcut sport sau care nu fac sport. Bă, vin și eu. Sunteți bineveniți. Na, noi cu ce putem să vă ajutăm? Suntem acolo, la final toată lumea primește o medalie din partea noastră. Mai că ai participat la eveniment, vă asigură... Dacă ai mai mulți oameni decât medalii, nu, bine ar fi. E o problemă, dar și dacă e o problemă, promitem că le facem după aceea pentru fiecare, le primesc după, dar nu pleacă nimeni, adică... Na, de seama și satisfacția celuia care vine, că totuși a contribuit pentru o cauză nobilă, pentru că, așa cum spuneai, nu știi niciodată, Doamne ferește, când poți să fii în situația unui părinte. Nimeni care nu-și dorește să ajungă, evident. Dar, din păcate, sunt situații în care nu putem să... Și viața, cumva, uitați că viața nu e așa cum ne plănuim. Și, Doamne ferește, să ajungi, am mai văzut o nenumărat de cazuri în care oamenii blamau, îi urlau din răzputeri, nu se poate și au ajuns chiar în situația aia și atunci de ce nu pui umărul? Până la urmă ce se întâmplă? Ok, evenimentele astea sportive pe care le fac oamenii în general sau maratoanele sau crossurile, aici se bat oamenii între ei ca performanțe, adică aici, cum să zic, contează rezultatul, contează timpii, pentru că până la urmă e un sport în care sunt vingători, pierzători, dar acum, dacă e să cităm, ideea e că dacă termin cursă ești câștigător. Doar că mergând așa mai simplu să zic ca noi ca sportivi, îți dorești să câștigi. Că nu ai cum să participi la o cursă sau la un concurs să nu vrei să ieși pe primul loc. Dar aici noi nu vrem asta. De aia nici nu aveam posibilitatea să premiem primele locuri, mă refer categorii de vârstă, femei, bărbați, 3, 5, 10 km. Dar nu am vrut să facem treaba asta pentru că noi vrem ca toată lumea să înțeleagă că dacă termin cursa, tu practic ți-ai făcut datoria față de spital, față de tine în primul rând. Tine, da. Pentru că ai făcut lucrul ăsta și poate de aici se nasc și oameni care, uite, n-au făcut sport vreodată și vin, alergă 3 km sau merg 3 km pentru că nu este impus alergarea. Să poți să mergi, nu, adică cum zic, mergi lejer, poți să te plimbi, chiar să și sari, da, am mai pățit, că am mai fost la evenimente, am colegele mele care sunt pe partea de Kangoo Jump și au venit cu ghete în picioare și de-aia am specificat că sunt invitate și ele să vină să sară cu ghetele de Kangoo, orice ar fi, ideea să te deplasezi. Dacă te deplasezi distanța aia, na, o să fie cu DJ, avem DJ la fața locului, muzică, o să vină și... O să fie așa un pic de atmosferă, da, de weekend. O să avem prietenii noștri care vin cu sucuri naturale, care o să le ofere la oameni suc, acum cât se poate, că dacă sute mii, a cât și suc s-a dus sau cât să suc să faci. Ar putea să vină toată Timișoara? Da. Dacă ar veni fiecare cu familia? Ar putea, nu știu, indiferent ce statut social ai, indiferent că ești copil, că ești la vârsta treia sau orice îi face, ești binevenit. Și o să creăm, zic eu, o comunitate frumoasă acolo. Da, mai multe, nici nu știu cum să mai promovez. Credeți-mă că muncesc de două săptămâni, de dimineață până seara, tot să facem evenimentul ăsta, să-l promovăm cât mai bine. E un eveniment de conștientizare. Mă și bucur că e probabil un eveniment la care oamenii chiar m-au ajutat. Deci chiar, cum să zic, chiar au pus umărul, chiar...
momentul când au auzit că facem lucrul ăsta, multă lume s-a bucurat și chiar au fost acolo cu noi. Nu prea au fost sceptici să zic, hai, facem, nu facem. Oriunde, în orice poartă am bătut, a fost ok. Na, și pe chestia asta mă bucură că poate conștientizează și ei că facem un bine. Vorba de copii, eu zic că oricum să fii de piatră și tot te sensibilizează, mai cu seamă când vorbim despre copii cu probleme. Da, și poate că ar trebui să spunem și că avem mulți copii care rămân internați, pe lângă zecile de copii pe care îi vedem în ambulator și consultăm și merg acasă. Anul trecut, de exemplu, am avut în jur de 2500 de pacienți care au rămas pe secție și anul acesta numărul e și mai mare și preconizăm că din ce în ce o să fie și mai mulți, având în vedere că Organizația Mondială a Sănătății precizează că peste 15% dintre copii și adolescenți au nevoie de au tulburări mentale și au nevoie de intervenția unui specialist. Au nevoie domeniu. De suport. Da. Și chiar un studiu din 2022 arăta niște cifre îngrozitoare în care unul din doi copii aveau nevoie și unul din doi copii s-au gândit cel puțin odată sau au avut gânduri suicidare și unul din cinci copii a avut sentimente de tristețe, de depresie în ultimele 6 luni, ceea ce e foarte mult, dacă stăm să ne gândim și mulți copii au nevoie și, de ajutor. Ajungem iarăși că te gândești ce mult contează sportul, da? Pentru că practic l-ai scos un pic din ritmul lui. Din nefericire cunosc nenumărate cazuri în care părinții efectiv iau scutire copiilor. Da, pentru din ce a în ce nu mai mult, face sport. Da. Efectiv, cer o adeverință că și copilul lor nu poate să facă sport, dar nu au o contraindicație. De exemplu, dacă are o tulburare psihiatrică, nu are contraindicație de sport, dar sunt părinți care... Acum, tu ai terminat și modulul pedagogic, poți să fii și profesor de sport. Cum vezi tu lucrurile astea? Adică, cum am spus mai devreme, îi facem olimpici la toate materiile posibile, dar îi facem niște oameni amotrici. Îi supraprotejează pe copii. Știu să se lege la șireturi, nu știu să meargă, nu știu să... Atât de tare mă bucur când pe mine mi-a spună personal un părinte și îmi spune, uite, am niște copii sau am un copil sau am doi copii sau vreau să-i aduc la mișcare, vreau să facă sport. Pentru mine e ceva science fiction, pentru că mi se întâmplă atât de rar treaba asta. Și mă bucur foarte tare când văd că oamenii, ok, câte limbi străine să-și înveți, câte ore să-și faci, adică câte matematică, câtă română, câtă, repet, n-am o problemă cu domeniile, nu mă deranjează sau n-am avut niciodată, pentru că, na, vă dați seama că ai un respect pentru colegi sau, dar... Haideți cumva să, pe lângă aia, mai să facă și o oră de mișcare, ce se întâmplă, transpiră, adică faptul că transpir nu e o boală. Poate și apoi dorm mai bine, sunt mai odihniți, nu au probleme de statică, de mers. Postură, în primul rând. Obezitatea o prevenim. Păi obezitatea, toate studiile pe care eu le-am făcut vreodată, în ceea ce înseamnă de la licențe, masteraj și așa mai departe, au fost pe tema obezității. Păi, dar nu, vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta? Postură proastă, care copiii îți vin toți cu scolioze, cu cifoze, cu... Tu te uiți la el ca și părinte și îți dai seama că stă un pic, nu stă drept. Mai zber de două la el să-și îndrepte spatele și cam asta a fost. Dar nu conștientizezi că nu e suficient și după aceea te trezești că, nu știu, nu poate să respire. Păi nu poate să respire pentru că are umerii aduși, pentru că are cutia toracică îngustată sau, nu știu, calcă pe stradă și își luxează glezna. Nu și-o luxează că a călcat. Acolo este un lucru repetitiv, este o postură deficitară, sunt niște contracții pe care corpul le formează compensatoriu, pentru că el deja nu e un echilibru, nu? Ok, nu are o postură, cum să zic, aproape de ideal, dar... Mă uit pe stradă, defect profesional, efectiv mă uit la oameni și văd copii din ce în ce mai cifozați, cu tot felul de probleme, de la mers până... De câte ori, nu știu, spui cuiva sau încerci să ajuți, tratează așa, cu superficialitate. Ce dacă calcă cu piciorul într-o parte? Păi piciorul ăla influențează genunchiul, bazinul, coloana.
Și te trezești că, nu știu, faci la 30 de ani hernie de disc și ce faci? Vii, arunci cu o grămadă de bani ca să te recuperezi când tu n-ai făcut nimic în scop profilactic. Tot ce ai făcut toată viața asta, pur și simplu te-ai aruncat într-un scaun și ai stat la calculator. Ok, probabil că duci o viață bună câștigând destul încât să-ți asiguri un viitor, dar ce viitor poți să ai când tu ai dureri? Sau ce viață frumoasă poți să ai tu când tu oriunde te duci, te duci cu teamă sau te duci cu flaconul după tine de antiinflamatorii, că la un moment dat nu știi când te paște o criză de hernie sau eu mai știu ce altă problemă. Eu cred că trebuie să există un echilibru și aici. Nu trebuie să fim toți atleți. Se pare că am ajuns la finalul acestei emisiuni și, doamnă, cât mai vreau să vorbesc pe bune, am crezut că doar jumătate de ora a trecut de când am început această emisiune. Deci, ca o concluzie, sâmbătă, data de 26 octombrie, acum suntem în data de 23 miercuri, da? Sâmbătă 26 octombrie, ora 8 și jumătate, spuneai, Alex? Ora 8 și jumătate sunt înscrierile, dacă cumva nu s-au înscris oamenii. Așa. În varianta online, iar la 9 dimineața se dă start, se dă, practic se începe încălzirea, 9 și un sfert startul la 3, 9 și 20 la 5, 9 și 25 la, de fapt 10, scuze, 10, 10 km, 5 km și 3 km, da. ca și ordine, și startul se dă în zona Modex, în fața liceului Miu, chiar din sensul ăla de la din piața Iancu Huniade, acolo este startul, acolo ne vedem cu toții și... Și înscrierea online, eu aș adăuga că e foarte simplă, doar numele și cursa, traseul. Atât. Kilometru, în rest, nu trebuie să bagi alte date, să pierdă mult timp, doar la un click distanță și facă scrierea online. Da, deci și dorim sunt... să le mulțumim tuturor participanților, tuturor sponsorilor și să invităm să participe la un cross pentru sănătate, un maraton pentru sănătate, atât pentru sănătatea lor fizică și psihică, cât și pentru sănătatea emoțională și psihică și fizică a pacienților noștri. Eu vă mulțumesc, Adriana. Eu o să mai fac o întâlnire cu tine când se concretizează toate lucrurile, ca să arătăm celor de acasă și celor care au participat, care e stadiul lucrărilor, să spunem așa, sau finalul la un moment dat. Vă mulțumesc că chiar mai aveam multe de discutat și nu m-am dat seama cum a trecut timpul atât de repede. Vă aștept cu drag. Acțiuni de genul ăsta să mai faci, Alex, ele sunt binevenite. Mai trebuie discutat și pe această temă, poate mai mobilizăm și pe alții. Ție, Adriana, îți doresc succes pe mai departe și răbdare și sunt convinsă că îți faci cu dedicație meseria și ce se întâmplă acolo sunt lucruri frumoase. Așadar, astăzi, alături de mine și alături de dumneavoastră, a fost asistentul universitar dr. Adriana Cojocariu, medic primar psihiatrie pediatrică, președinta Societății de Neurologie și Psihiatria Copilului și Adolescentului din România, o altă temă pe care vreau să o dezbat, și kinetoterapeutul meu Alex, master trainer, formator, antrenor de fitness. Dragii mei, atât pentru astăzi, vă așteptăm sâmbătă, în data de 26 octombrie, să alergăm pentru o cauză nobilă. Până atunci însă și până la noua noastră întâlnire care va avea loc miercurea viitoare, vă doresc toate cele bune. Haideți să ajutăm pe cei ce merită să fie ajutați. Numai bine!